au ales să învie tradițiile românești și să transforme geanta într-un obiect tradițional. Astfel a luat naștere campania internațională și colecția Dor de Românesc. Dor de un loc, o stare, un om sau de o experiență care ne poate transpune în urmă cu zeci de ani. O campanie susținută de România Tare de Tot, a Intact Media Group. Campania internațională și colecția de genți Dor de Românesc a luat naștere pe acorduri de vioară și înconjurată de motive tradiționale românești. Un dor la care lucrează o echipă de oameni care vor să reînvie tradițiile. Am început campania Dor de Românesc de aproximativ 5 săptămâni. Campania durează 10 săptămâni și e o declinare a colecției noastre Dor de Românesc. Timp de 10 săptămâni, de fapt, strângem dorurile oamenilor. Doruri de românesc. În fiecare săptămână avem câte o ambasadoare, o persoană publică care inspiră prin dorul personal. Campania vrea să fie și un tur prin zonele geografice ale României, 10 la număr. La evenimente au participat și vedete ale trustului Intact. Sunt o persoană care respectă tradiția românească. Dorul meu e un dor fericit, un dor satisfăcut, un dor împlinit, dor de teatru românesc. Eu mi-am ales un dor de dor, tocmai pentru că de fiecare dată când spun dor, îmi aduc aminte de atât de multe doruri. Bunicul meu, care știa să deseneze cum nimeni nu o făcea, harta României. Cred că e esențial să avem astfel de campanii. Dor de Românesc este o campanie de care cred că aveam nevoie, pentru că dorul este ceva ce te cuprinde, în primul rând, nu în minte, ci în inimă. Și de asta e foarte greu să-ți dai seama, de fapt, ce simți. Cel mai frumos dor va fi răsplătit la sfârșitul campaniei cu un tur fotografic național de 10 zile cu scopul promovării turismului românesc, a brandului de țară și susținerea obiceiurilor specifice fiecărei zone.